O mașină încărcată cu butelii a fost implicată într-un accident în Oradea. Autoutilitar a intrat în coliziune cu alt autoturism și s-a răsturnat într-o intersecție. Accidentul s-a petrecut într-o intersecție circulată din Oradea. Autoutilitara care transporta aproximativ 30 de butelii a fost lovită frontal de un autoturism. În urma impactului, dubița încărcată cu butelii s-a răsturnat pe asfalt. Un miros puternic de gaz se simțea în aer după producerea accidentului. Pentru a evita un dezastru, pompierii au luat măsurile necesare de prevenire a incendiului. La fața locului au ajuns două autospeciale cu apă și spumă, dar și echipajul de cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară. În urma coliziunii, șoferița autoturism a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Oamenii legii trebuie să facă lumină în acest caz, având în vedere că intersecția cu pricina este semaforizată. Polițiștii trebuie să stabilească care dintre șoferi nu a respectat semnalele luminoase ale semaforului. Deși pericolul era foarte mare, pompierii au evitat un incendiu sau o explozie, astfel lucrurile ar fi putut să ia o turnură dramatică. În urmă cu două săptămâni, un camion încărcat cu sute de butelii a luat foc în mers. După ce flăcările au cuprins remorca, buteliile au început să explodeze. Trebuie să întoarcem spatea acolo.